Mați locuitori ai municipiului Chișinău, vrem să vă mulțumim presa că a dat curs invitației noastre la inaugurarea expoziției construcțiilor ilegale. Scopul acestei expoziții este de fapt de a arăta intenția și munca titanică a primarului Ivan Ceban de a proteja interesele unora în domeniul construcțiilor. Recent în municipiul Chișinău, acum o zi, două, a avut loc forumul economic în municipiul Chișinău, despre care s-a vorbit foarte mult cât e de posibil de amenajat parcări, cum putem să îmbunătățim transportul, despre infrastructură socială și altele. Și mă întreb, serios? Acest lucru poate să aibă loc? Dar ce s-a făcut până în ziua de astăzi către Ivan Ceban ca totul să fie bine? Ce s-a făcut? De fapt, o să vorbim noi astăzi. Vă spunem noi. Nu o să vorbim despre trotuarele care au fost reschimbate în locurile unde pavajul era schimbat un an în urmă, unde era bun. Nu o să vorbim nici măcar despre subteranele care au fost reparate în baza unor contracte dubioase, fără licitații și după prima inundație au fost, după prima ploaie au fost inundate. Și nici nu vom vorbi despre scoarurile, unele dintre ele care au fost reamenajate și care au rămas fără copaci și fără umbră pentru cetățenii locuitori municipiului Chișinău. Dar vom vorbi anume despre ce a făcut Ion Ceban în domeniul construcției. Și anume, a eliberat autorizații de construcții acolo unde nu era cazul. Și un exemplu elocvent în acest sens este construcția de pe strada Barbu Lăutaru 24, despre care am vorbit. A făcut barter pe teren public cu unii administratori a companiilor. Este foarte renumit construcția din strada Eugen Coca, unde administratorul a reamenajat un scoar. E faptul că Ion Ceban se închidă ochii și să nu vadă că construcția de 8-10 etaje este ridicată. De asemenea, a închis ochii la foarte multe alte construcții ilegale, fără acte permisive. Și în acest sens este de pe strada Mircea cel Bătrân un caz foarte potrivit. Nu a mers în instanța de judecată ca să ceară demolarea unor construcții care au fost ridicate cu încălcarea legislației. Și nu doar cu încălcarea legislației, dar și a bunului simț. Și aceste cazuri avem construcția de pe strada Tighina 24, construcția de pe Eugen Coca 7. A privilegiat pe unii, iar a hărțuit pe alții în ceea ce privește avizarea documentației de proiect și eliberarea documentației de urbanism. Iată, anume asta a făcut Ivan Ceban. Suplimentar vreau să zic că la acel forum a avut loc un panel despre așa zisa nouă piață imobiliară și oportunități în investițiile imobiliare. Iarăși mă voi repeta, serios, ce fel de oportunități voi creați în acest domeniu? Ceea ce vedem noi este doar îndeplinirea mofturilor unor agenți economici din domeniul construcțiilor. De fapt, voi așa doriți ca să aibă loc investițiile în municipiul Chișinău? Tot la acel forum, primarul general a menționat că el va investi și va restaura și va da o viață nouă monumentelor istorice din municipiul Chișinău. Și atunci apare întrebarea, domnule Ivan Ceban, veți face exact așa cum la construcția de pe Alexandrie 103, unde mai întâi de toate, fiind consilier, ați votat radierea acelui monument istoric din registrul local al monumentelor istorice, iar apoi ați sărbătorit și ați fost la festivaluri în timp ce a fost demolat acel monument istoric, apropo, fără acte permisive de demolare. Anume așa, doriți să dezvoltați monumentele și să le inaugurați, să-i dați o viață nouă? Cum se face Ivan Ceban ca acum o parte din agenții economici din domeniul construcțiilor sunt hărțuiți, iar alții au privilegii și facilități mari în acest domeniu. Și probabil că presa va fi interesată, dar cine sunt, dar cum? Și vă îndemn ca să faceți o analiză. Cine construiește, ce companii de construcții construiesc în zilele noastre cel mai mult și au eliberate acte permisive? Cum putem noi să vorbim despre un oraș confortabil în condițiile în care avem un oraș total inconfortabil? În condițiile în care avem părinți și cetățeni care
nu pot să își ducă copiii la grădiniță pentru că nu au aceste posibilități, pentru că locuri nu sunt în instituțiile de învățământ preșcolar. Cum se face că parcări, chiar acasă, blocul care este, omul trăiește, nu are un loc de parcare, nu are spațiu verde? Și asta se datorează total la aceea că primăria eliberează și avizează aceste proiecte de construcție. Prin această expoziție pe care vă prezentăm, venim să atragem atenția locuitorilor municipiului Chișinău cu privire la fenomenul construcțiilor ilegale, dar și să atragem atenția autorității publice locale, primăriei municipiului Chișinău, care de fapt se arată că nu există acest fenomen. O problemă de fapt cronică de ani de zile care este în municipiu, care a fost și până la această putere, până la primarul actual, care de fapt își rupea cămașa de pe sine, spunând că el și va demola construcții și va face reguli în acest domeniu. Dar ceea ce vedem noi astăzi, veți vedea o mulțime de construcții în acest sens ilegale. Înainte de a vă invita să faceți cunoștință cu această expoziție, aș fi vrut să vă spun anumite aspecte despre care am reușit împreună cu colegii din Parlament să realizăm. Ceea ce ne-a reușit este vorba de că a fost semnat într-un final hotărârea de guvern cu privire la regulamentul de demolare a construcțiilor ilegale. De către colegii din Parlament a fost înaintat un demers către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ca să fie publică lista construcțiilor ilegale și atunci omul când dorește să investească, să facă cunoștință mai întâi cu această listă ca investiția să fie una sigură. Totodată a fost înăsprită amenzile cu privire la construcțiile și anexele ilegale. Și a fost votată, nu în ultimul rând, legea privind ocrotirea monumentelor istorice. Noi înțelegem cât este de important pentru un cetățean, pentru fiecare dintre noi, pentru oameni, ca să aibă un cuib, să aibă o casă a lui. Și atunci, aceasta probabil că este una dintre cele mai importante investițiile a omului pe parcursul vieții. De ce omul și fiecare cetățean trebuie să fie sigur în asigurarea acestor bani și să nu fie duși de nas de către unii investitori. Exact așa cum s-a primit, din păcate, avem un caz foarte răsunător de zeci de ani la Ciocana, este vorba de vestita casa a palmierilor. De ce venim cu un apel către fiecare cetățean care ne urmărește acum să vină și să facă cunoștință cu această expoziție a construcțiilor ilegale și nu în ultimul rând, suplimentar la toate, să consulte acea listă care va fi în curând plasată pe site-ul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Aveți o cifră exactă câte construcții ilegale au fost ridicate în această perioadă? Ultimii 2 ani? Nu am o cifră exactă, ca să vă spun, dar puteți să vedeți aici unele dintre ele care au ajuns cu succes să fie ridicate. Vreau să menționez că una dintre problemele care se vorbea că nu se poate demola construcțiile care deja erau în proces, pentru că nu era cumva un regulament care prevede cum are loc această demolare. Acum acest regulament este... un bloc și atunci eu cred că asta o să educe toți investitorii și atunci o să facă totul pe buchea legii și nu o să mai fie corupție și nu o să fie interese pe sub masă. Pe lângă această expoziție, alți pași concreți care i-ați întreprins pentru a preveni ridicarea construcțiilor ilegale care au fost? Da, am menționat unele dintre ele care am făcut împreună cu colegii din Parlament, pentru că la noi era o problemă foarte mare și ceea ce privește zona centrului istoric, cum vedem cum se construiesc, respectiv acum e foarte bine reglementat prin acea lege care a fost deja votată acum un an, dacă nu mă greșesc, și deja este reglementat. Tu poți să construiești, dar este foarte clar cum. Nu e voie să construiești etaje foarte multe, e o limită. Asta a fost un pas important. Am făcut demersuri atât către primarul general și nu doar,
Am venit, iată, pe un caz care am vorbit recent și pe cazul Coca 7, am venit și cu un proiect decis în Consiliul Municipal. Din păcate, dat fiind fapt că oamenii au interese și nu vor să se rezolve odată această problemă, nu am fost susținut, dar oricum noi vom merge mai departe în continuare. Ați sesizat organele de drept? Da, au fost sesizate și organele de drept. Sperăm să se, cumva să avem și de acolo răspunsuri corespunzătoare. Pe unele adrese chiar de aici sunt, dar în condițiile în care cumva noi suntem doar cei care constată și nemijlocit informează organele. Deja organele să-și facă treaba. Asta ne dorim, de fapt, ca fiecare să-și facă treaba bine. Eu sunt doar un ales local, în condițiile astea eu mă conduc după legi, după atribuții și potențialul pe care l-am eu la moment, da? Și cei ce pot, facem în acest sens. De câte cazuri ați sesizat și nu aveți niciun răspuns deocamdată? Păi, la noi avem cazuri și pe unic. Pe unic avem, cunoașteți că a fost înstrăinat terenul. Este și pe Alexandrie 103, apropo, au fost sesizate. Pe Coca 7 tot este un dosar, pe acest sens, un dosar penal acolo, dar așteptăm. De ce credeți că se tărăbenează? Eu nu pot să răspund, eu nu răspund în numele altor organe, adică eu doar răspund de ceea ce fac eu și pașii pe care îi întreprind. Dacă sunt careva întrebări, eu cred că ați putea să sesizați pe anumite cazuri și să primiți răspunsuri nemijlocit de la organele competente. Și ei poate o să vă spună anumit, poate nu doar noi, poate au fost și alte persoane care au sesizat alte instituții și atunci o să aveți o cifră mai concret, în cazul în care urmărirea penală le permite ca să vorbească anumite, sau dosarul penal să vorbească anumite detalii din. Dar au fost deschise și careva dosare. Da. Pe Coca 7 este dosar deschis. Anticorupție? Da. Și nu doar. Mersi. Să faceți cunoștință cu fiecare dintre construcții. Eu dar voi vorbi despre câteva care sunt alături de mine. Aici aveam o construcție în Alba Iulia 128-130, aici inițial de fapt trebuia să fie construită o casă cu duplex, niște penthouse-uri, două penthouse-uri, într-un rezultat noi avem ce avem. Și tot aici alături, eu nu știu dacă colegii au pus, este încă o construcție de pe Caragiale 24, care chiar în curtea, balcoanele sau când reparau, erau chiar în curtea oamenilor. Adică asta am sesizat în câțiva ani în urmă, dar din păcate noi avem ridicate aceste blocuri fără, în lipsa actelor permisive. Cu Coca 7 noi am mai vorbit și anterior. Aici, de asemenea, a fost dat terenul pentru construcția unor case pentru două familii, dar într-un final avem o casă ridicată ilegal. Aici avem și decizia instanței de judecată. Pentru două familii era. Da, așa era inițial, dar timp de o săptămână a fost înstrăinat. A fost cu titlu gratuit dat acest teren. Da? Pentru că era o programă în baza legii, acum nu o să vă zic exact care, dar s-a dat cu titlu gratuit. Într-o săptămână acest teren a fost înstrăinat și deja administratorul actual, care a devenit proprietar la teren, a început să-și capete, să ceară documente permisive pentru a construi. Și într-un final avem un bloc cu 8 etaje, avem și decizia instanței de judecată care spune că această construcție este una neautorizată, respectiv ca noi să procedem la procesul de demolare, acum nu ne permite acest lucru, este nevoie să avem o decizie a instanței de judecată care dispune demolarea acestui bloc. Și proiectul meu de decizie a constat ca să punem în sarcina primăriei, pentru că de fapt este de atribuția ei ca să meargă în instanță și ceară demolarea. Deja instanța va decide ce să fac, în baza actelor, va decide să demoleze sau nu. Dar cel puțin noi, ca autoritate publică locală, trebuie să ne facem treaba bine. Și noi, legea ne permite ca să constatăm un proces verbal, ca construcția este nelegitimă și avem și decizia instanței, Curții Supreme de Justiție, și să mergem în instanță ca să cerem demolarea. Și în cazul în care noi obținem această decizie a instanței privind demolarea, atunci noi putem să procedem la demolare. Cum trebuie să facem acest lucru? Anunțăm administratorul, ei trebuie să-și asume demolarea în condițiile în care au construit ilegal. În condițiile în care ei nu își asumă, noi primăria demolăm și apoi punem cheltuielile în sarcina administratorului. Este decizia definitivă și irevocabilă privind faptul că construcția este una neautorizată. Chiar așa și scrie, am vorbit.
Și tare vrem să obținem, da, pentru că aici, de ce această construcție, da, primarul cumva zicea că el va demola construcțiile, dar într-un final pe urmă avea scuze că nu are regulament demolare, că nu știu ce și tot așa scuze. Acum este regulamentul ăsta. E nevoie de decizia definitivă privind demolarea. Dacă e să vorbim de oamenii care aici au înregistrat, au fost doar cei care au înregistrat în 2021, care au înregistrat. Și aici avem majoritatea apartamentelor sunt înstrăinate companiilor de construcții. Ele merg după companii de construcții. Respectiv sunt doar câteva persoane care au investit din analiza și cercetarea noastră pe care am făcut-o. Sunt întreprinderi individuale de construcții, apartamente, sunt... Și deja sunt, dacă să admitem, una, două, trei apartamente vândute la persoane. Respectiv, eu cred că ei trebuie să-și onoreze față de acești oameni obligații și să-i returneze banii, iar blocul trebuie să fie demolat. Mersi mult! Eu cred că să faceți cunoștință acolo, scrie. Cum să spuneți numele dumneavoastră? Zinaida Popa. Zinaida Popa. Și funcția? Vicepreședinta fracțiunii PAS în Consiliu.